Nu uitați că avem și un canal în care discutăm cele mai importante secrete și teorii din desene animate. Deja am postat 3 episoade despre frații Urși, Clarence, Gumball și lista va continua. Episoade foarte scurte și interactive. Link în descriere să vizionați mai multe. Mulțumesc de susținere! Într-o zi după școală, un băiat pe nume Katsumi a fost agresat de niște fete fierbinți, dacă pot să le zic așa, purtându-se destul de urât cu el. Adică, mai exact, au început să-l bagiocorească, să-l calce și lista poate continua. Dar a fost abordat de o fată misterioasă care părea destul de ciudată. Mai târziu îl invită la ea acasă. În mod clar putem vedea unde se duce chestia asta. În timp ce Katsumi intră, există o fată inconștientă care doarme acolo. Se trezește și începe să-l acuze că este complicat. Dar să fim realiști, oricine ar reacționa așa de îndată ce vede o fată legată în casă, fata misterioasă intră și dezvăluie că plănuiește să fie o bătăușă. Numele fetei legate este Shimura Shuko. Shuko o merită pentru că este o bătăușă și îi place să cheltuiască prea mulți bani pe Fortnite. Așa că întotdeauna stoarce și șantajează studenții pentru bani ca să poată cumpăra noile skin-uri ale eroilor, astfel încât ea să se joace mai șmecher. Fata a spus că Katsumi este de asemenea o victimă și care are un client secret care îi plătește niște carduri cadou Roblox pentru a fi legată și să primească niște bătaie de la Katsumi. Fata misterioasă spune că bătăile nu vor strica deloc și că ar trebui să vadă asta ca fiind consecințele lor ale acțiunilor pe care ele le fac și faptul că sunt niște jocătoare înrăite de Fortnite. Sper că vă dați seama că asta cu Roblox-ul și cu Fortnite-ul am băgat-o de la mine. Mi se pare amuzant. Katsumi își dă seama că aceasta este aceeași fată cu o zi înainte când a fost agresat. Datorită acestei interacțiuni destul de interesante, ambele fete au vrut să-l mângâie pe cap, dar Katsumi a decis să-i dea lui Shuko mângâieri pe cap și pe picioare, în timp ce această gamer Roblox, pot să-i spun așa, voia bătăile lui pe cap. Aceasta a întrebat dacă a mai jucat vreodată Roblox, dar el nu prea le are cu acest joc, doar Fortnite bagă. I-a decis să joace Roblox cu el, în noul său personaj pe serverul ei. I-a întrebat dacă îi place Roblox, ceea ce pare că îi place. Zice să fiu, după asta vreau să joc și eu puțin Roblox. Ea spune de asemenea că fata Fortnite n-a jucat niciodată Roblox, ci pur și simplu a continuat să joace alte chestii. Ei decis să joace Crab Game Roblox Mode, pe care îl joacă roșu, verde, cu excepția că el continuă să meargă înainte și înapoi când este roșu, iar și iar, și după aia, evident, totul se răstălmăcește. După aceea, fata Fortnite vrea să joace și ea Roblox, așa că o invită pe serverul său și joacă și cu ea, mergând mai departe. Este jenată pentru că continuă să fie eliminată, așa că tipul decide să o înregistreze și nu se adaugă la compilația lui Victory Royale. A doua zi, gamerița Fortnite s-a dus la Katsumi să-și ceară scuze că l-a agresat ieri și i-a spus să uite de asta și a fugit pentru că se apropie furtuna. A rămas confuz, își amintește că a fost purtat în duo datorită partnerului său, despre care aflăm că o cheamă Hajime Fortnite și este cea mai bună jucătoare din școală cunoscută sub numele de Punisher. Într-o zi, în timpul atletismului, o fată a recunoscut că îi place un coleg pe nume Tanaka. Ea a recunoscut că este președintele clubului de atletism, Akahori. De asemenea, de multe motive, Nirosama este acolo. Ea a spus că poate trage niște sfori pentru a-l face pe Tanaka să observe, în mod clar cu intenții sănătoase de a-i deveni wingman, așa cum ar fi făcut Falcon Star Fox. Mai târziu în acea zi, intră în camera clubului doar pentru a o găsi pe Akahori, cealaltă fete și Tanaka, jucând probabil unele de cele mai bune jocuri din lume și v-ați prins voi. Ea este invitată să se alăture să se joace cu ei în timp ce ea devine uluită. Mai târziu, misterioasa gameriță Fortnite primește o cerere de a anula președintele clubului și de a face să-și piardă recomandarea de intrare la facultate, în timp ce lustruiește sticul lui Tatsumi pe controlul său. Jucătoarea Roblox a observat că președintele clubului este foarte popular și a câștigat mai multe victorii regale. Ea hotărăște să-l lase afară pentru că încă nu este obișnuită cu Fortnite, doar cu Roblox. Tatsumi a întrebat-o să continue să-și lustrească sticul. Ea spune că continuă să aprovizioneze 3 în Kirby Dream Land mult prea repede și că trebuie să se îmbunătățească, așa că ea îl antrenează. Tatsumi a observat că ea continuă să primească aceste cereri misterioase și se întreabă despre rolul ei batjocoritor al școlii sale. Au să pună întrebări și au ajuns la concluzia că de ce nu este de acord cu președintele clubului, iar ea afirmă că cunoștințele ei despre metagame sunt prea bune și o poate contracara cu ușurință. Mai târziu, Katsumi primește un interviu cu președintele clubului. Cine decide să întrebe pe cine alimentează? Katsumi folosește pe Mart, care este oarecum bazat, deoarece este foarte bun să lovească doar cu vârful, mai ales
fetele. Ea observă că nu a jucat niciodată Smash înainte de acest an și devine suspicios, dar el spune și că nu a jucat niciodată 1v1 pe Final Destination, doar casual cu 3 fete pe articole vestimentare, așa că se supără. Katsumi recunoaște că a auzit despre cât de bună este la Smash de la Tanaka, care era aprovizionată de ea și de prietenii ei în aceeași cameră. Ea află că și el este interesat să joace ceva casual cu ea și devine interesată, spunând că deja va merge la facultate pentru a juca Smash și evenimente de nivel superior, dar a vrut să fie drăguță și să se joace ocazional cu elevii ei înainte de a absolvi. Ea vrea să vadă cât de bună este Mar, dar l-a prins pe Katsumi încercând să registreze meciul lor pentru a dovedi cât de rea este ea și îl alungă. Ea face un aer înainte și dă telefonul din mâini, dar Roblox ridică telefonul și pune un paywall pentru el. Mai târziu toți se întâlnesc și Punisher dezvăluie că ea și președintele erau în aceeași clasă, așa că ea știe totul despre sesiunile ei secrete de Smash ocazional de la școală. După o încălzire rapidă și verificări ale controlului, ei încep să se plimbe cu valuri folosindu-și degetele energice. Președintele și-a dat seama că nu este la fel de bună ca la casual, iar acesta a fost un joc de rezistență. The Punisher începe să enumere toate personajele de nivel inferior pe care le bate în continuare cu prietenii în ocazii, în timp ce ea primește un combo în același timp la ambele capete. Mart și Katsumi sunt mult prea buni pentru ea. Ea nu poate ține pasul cu jonglările lui și cu valurile perfecte. În cel de urmă urmărește în patru în fața tuturor, dar îi place când este privită cu fereastra deschisă pentru ca lumea să o vadă. Ea decide să meargă pentru o altă rundă, știind că confruntarea ei este împotriva ei, dar se distrează în continuare. Roblox își poate vedea meciul în afara ferestre, anunțându-i că jocul ei este atât de prost încât ar trebui să întragă draperiile, dar nu-i pasă. Acest lucru va face doar să joace mai bine pentru următorul meci. Martului Tanaka este prea bun, lovind-o perfect cu vârful din 99 în timp ce își perfecționează folosind inteligența pentru a naviga înapoi în scenă și în timp ce lovește perfect combo-ul în interiorul ei. A ajuns deja la punctul culminant știind că va pierde foarte rău. Tanaka merge până la final și obține în sfârșit o victorie regală. Acum Roblox și Punisher vrea să facă 2 vs 1 cu Tanaka în continuare. Tanaka se duce acasă știind că turneul se va acumula dacă va continua să joace corp la corp așa. Mai târziu, președintele invită pe toți cei din școală să joace Smash cu ea pentru că a devenit atât de bună încât poate chiar să învingă pe oricine. Vă mulțumim că ați urmărit acest rezumat culture anime. Ce să zic, o să vă las în descriere exact cum se numește pentru cei care vor să, cum să spun eu, să se distreze. Așa că, ce să zic, recenziile sunt destul de fantastice dacă mă întrebați pe mine. Thank you.